CSE Universitatea Craiova va juca sâmbătă în deplasare cu FC Viitorul în etapa 19-a din Liga 1. Antrenorul albaștrilor a declarat astăzi că respectă adversara, însă vrea să se întoarcă victorios de la Ovidiu, locul de disputare al partidei. Știm că ne așteaptă o partidă dificilă la Viitorul, pentru că este una dintre cele mai bune echipe din campionat. O echipă care împletește așa valoarea și experiența unor jucători, mă gândesc aici la un Filip, la un Cernat, la un Aganovic, cu talentul, tinerețea și elanul unor jucători tineri. Dacă la un moment dat aveam probleme cu echipele care erau clasate pe locuri de play-off, dacă vă aduceți aminte că nu acumulasem foarte multe puncte cu ele, acum am demonstrat că putem să acumulăm puncte și cu echipele care sunt în fruntea clasamentului și bineînțeles că vom merge la Constanța să ne întoarcem cu puncte. Mijlocașul Alexandru Băluță a jucat în sezonul 2013-2014 pentru FC Viitorul, iar acum se declară foarte ambiționat înaintea meciului cu fosta sa echipă. Și ei trec printr-o perioadă bună, de asemenea și noi suntem într-o formă bună la ora actuală și sperăm și sunt sigur că vom reuși să luăm cele 3 puncte, pentru că sunt foarte importante dacă vrem să terminăm în play-off. Mai putem să facem niciun pas greșit. Sunt convins că se vrea mult mai mult de la mine și eu vreau mai mult de la mine și am încredere că o să arăt mult mai multe de acum înainte. Înaintea meciului de sâmbătă programat la ora 20:30, CSU se află pe poziția 7-a, iar Viitorul ocupă locul al 3-lea. Voleibaliștii de la SCMU Craiova au obținut ieri a 6-a victorie din tot atâtea partide disputate în campionat, 3-1 pe terenul echipei din Deji. Antrenorul Dan Pascu și jucătorii au recunoscut că au o durere în suflet când văd că la meciurile de acasă au doar 200 de spectatori și le cer craiovenilor să vină la sală. Suntem pe un drum bun legat de rezultatele echipei. Am obținut încă o victorie la Dej în condiții destul de grele. Duminică la ora 12:30 vom juca cu Zalău acasă, iar săptămâna viitoare vom juca în turul 2 în CEF Cup cu Olympiacos Pireu, miercuri, pe data de 2 decembrie, la ora 18. Dacă nici acum când suntem pe primul loc și avem 6 victorii consecutive nu vine lumea să ne vadă, înseamnă că se întâmplă ceva. Avem o durere în suflet când vedem că în sală nu sunt mai mult de 200 de spectatori. Ne pregătim pentru meciul de duminică cu o echipă foarte, foarte bună. Un derby care, după părerea mea, o să fie în favoarea noastră. Avem meciul acasă. O să-l abordăm cu maximă seriozitate și o să fie un meci frumos. Dacă albaștrii sunt neînvinși în actualul campionat, viitoarea lor adversară are deja 2 eșecuri și ocupă locul al 4-lea în clasament.